Este avarie majoră la rețeaua de apă caldă în capitală. Aproape 700 de blocuri și imobile, printre care și Spitalul Militar Central, sunt afectate. Detalii are colega mea, Adina Iliescu. Bună seara, Adina! Te ascultăm! Bună seara, Simona, bun găsit tuturor! Bucureștiul se confruntă cu o avarie majoră la rețeaua de apă caldă și încălzire, anunță Termoenergetica. Din primele informații ar fi vorba despre 6 avarii, 5 la rețeaua principală, iar una la rețeaua secundară. Mai exact, 693 de blocuri din capitală sunt afectate și nu au acum apă caldă. Totodată vedem că cele mai multe sunt din sectorul 1 al capitalei, iar printre acestea se numără inclusiv Spitalul Militar Central. Autoritățile anunță că încearcă să remedieze problema și să reia furnizarea apei calde încă din această seară pentru majoritatea blocurilor. Pentru celelalte, abia mâine seară există varianta remedierii defecțiunilor. Deocamdată acestea au fost informațiile. Simona, înapoi la tine! Mulțumim, Adina. Operațiunea ieftinirea laptelui naște controverse chiar înainte să producă efecte. Deși ar trebui să vedem chiar de la 1 mai prețurile reduse cu 20%, nimeni nu știe deocamdată cum se va aplica. Pe lângă ping-pongul dintre autorități, nici oamenii nu mai cred în minuni. O să fie mai scumpă benzina laptele. Nu o să ne mai permitem. Niciodată nu o să schimbe nimic. Prețul va fi la fel. Doar vorbe goale. Vestea că laptele s-ar putea ieftini de la 1 mai cu 20%, așa cum spun guvernanții, pare doar un vis frumos după ce laptele s-a scumpit în ultimul an cu mai bine de 30%. În urma discuțiilor, procesatorii ar urma să vândă de bunăvoie mai ieftin cu 10% către mari retaileri, care la rândul lor ar urma să aplice aceeași reducere timp de 6 luni. Nu mai cred în nimic. Ce să zic, de ce să mint? Până nu văd, nu cred. Concret, reducerea ar trebui aplicată doar pentru laptele cu 1,5% grăsime și 3,5% grăsime, care costă în acest moment peste 7 lei la raft și care provine din România. Astfel, un litru de lapte care se vinde acum cu 8 lei va putea fi achiziționat după aplicarea acestei măsuri cu 6 lei și 40 de bani. Așteptăm 1 mai. Nimic la noi nu se... Dacă se mărește, nu se mai... Până acum însă niciuna dintre părțile implicate, fermieri, procesatori, retailer și autorități, nu știu exact cum se va aplica această măsură, mai cu seamă că scăderea prețului va fi posibilă doar dacă procesatorii și marile magazine vor fi de acord să suporte compensarea din buzunarul propriu. Dumnealor trebuie să se uite un pic în grădina procesatorilor. Avem două cutii de lapte cu același lapte în el, de la aceeași firmă. Și noi nu înțelegem, firma aia cumpără de la un producător, da? Primește o cisternă mare în curte. Din cisterna aia face și cutiile din stânga A, pe care ni le vinde cu 3,84 de 1,5, și cele din dreapta B, care le vinde cu 6,9. Propunerea de ieftinire a venit după ce diferențele de preț pe tot lanțul de distribuție sunt tot mai mari. Concret, dacă la fermier prețul în luna aprilie este cel mult de 1,9 bani, din fabrică laptele pleacă cu 4-5 lei. În final, la raft, prețul aproape că se dublează. Este foarte posibil ca presiunea pe care reducerea aceasta de 10% exercitată de către pe procesator să se îndrepte indirect către fermieri. Autoritățile se vor întâlni cu retailerii și procesatorii care intenționează să facă parte din acordul voluntar pentru a stabili exact cum se va aplica reducerea prețului laptelui la raft. Vaccinarea copiilor s-a transformat într-o decizie grea pentru părinți. Interesul și încrederea părinților în serurile de imunizare a scăzut după pandemia de COVID, ce a dat frâu liber unor discuții pro, dar și contra vaccinării. Nu am așa încredere. Da, dar trebuie să-i fac de un an, mare o lună și să-i fac vaccinul și trebuie planul să-l facem, dar am o reticență mică, așa nu știu ce. Disputele antivacciniste din perioada pandemiei de COVID au născut adevărate polemici în rândul părinților. Unii au devenit tot mai sceptici atunci când vine vorba de vaccinare. Este și cazul acestui tată, care spune că se gândește de două ori înainte de orice vaccin. La risc, nu știu, depinde cum se manifestă el, nu știu. La unii copii poți să mergi cu ei să te internezi, doamne ferește, se umflă ceva, facă o temperatură mare care intră în panică instantaneu. Eu sunt acum în postnatal și am grijă de el mai multe. Și văd ce înseamnă să crești un copil. Ce m-a îndoit cu ce a fost cu COVID, m-a îndoit. Pentru că n-am avut încredere. Unul nu mi-a făcut nicio doză, nimic și sunt sănătos. La nivel mondial, 67 de milioane de copii au ratat cel puțin un vaccin pe parcursul celor 3 ani de pandemie. În România,
încrederea în vaccinare a adulților a scăzut cu circa 10%. O anumită discuție și o anumită încredere sau lipsă de încredere în vaccinarea COVID a dus automat și la o lipsă sau la o scădere a încrederii în vaccinarea generală. Ce anume vă sperie? Reacțiile adverse. L-ați vaccinat-o pe cea mică? Nu, pe cea mică nu. Și nici nu vrem. Păi da, nu știm pentru copii ce se va întâmpla. Cred că lumea este un pic mai reticentă la ceea ce înseamnă copil, la ceea ce înseamnă vaccin legat de copil, mai exact. Și să se gândească de două ori. Potrivit studiilor, încrederea bărbaților în serurile de imunizare s-a diminuat cu aproape 15%, în vreme ce în cazul femeilor scăderea a fost de doar 6%. Datele furnizate de Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile arată că față de perioada de dinainte de pandemie, vaccinarea hexavalentă a scăzut cu 5%. Scădere mai mare a fost observată de către medici în rândul vaccinului gripal. În anul 2020, în România au fost administrate, de data asta, la toate grupele de vârstă, peste 3 milioane de vaccinuri gripale. Iar în anul 2021, din păcate, de-abia am reușit să atingem cifra de 1.500.000 de persoane, cifră care s-a repetat și în cursul sezonului gripal 2022-2023. În perioada 2019-2022, la nivel mondial, 48 de milioane de copii nu au primit nici măcar un vaccin. Prețurile biletelor de avion îi țin pe români la sol. Un zbor costă chiar și cu 40% mai mult față de anul trecut. Așa că pentru mulți, vacanțele peste hotare rămân un vis, iar numărul celor care își vor petrece concediul în țară crește. Potrivit studiilor, cheltuim de două ori mai mult pentru o vacanță în străinătate decât pentru una în țară. Pasagerii pe care îi găsim în aeroport nu se pregătesc să plece în vacanță, ci la muncă, dar și ei se plâng de prețul transportului. Nu mă duc în vacanță, mă duc la muncă. Germania. Cât v-au costat biletele de avion? Foarte scump. În jur de 400 de euro. Dus întors. Puțini români care totuși pleacă în concediu au cheltuit o avere. În vacanță, în Amsterdam. Cât v-au costat biletele? 1.000 de euro. Exagerat de mult. Potrivit unei agenții care comercializează bilete de avion, acestea s-au scumpit cu 40% în ultimul an. Dacă în februarie 2022 prețul mediu al unui zbor era de 109 euro, acum costă aproape 160 de euro. 200 de euro dus întors. Mai mult față de anul trecut? Da. Cred că undeva în jur de 50 de euro de diferență. Da, creșterea este o creștere în ultima perioadă, dar acum na. Spuneți dumneavoastră unde nu e o creștere. Scumpirile biletelor au creat o reacție în lanț, iar costul unei vacanțe în afară costă cu aproximativ 30% mai mult decât în 2022. Biletele de avion, cele din străinătate, crescând cu 20, 30, chiar 40%, câteodată devin o barieră în dorința românilor de a pleca în străinătate pentru că trebuie să plece cu avionul. Deci rămâne în România mai degrabă pentru că e mai aproape, se întâmplă mai repede. Un român cheltuie pe o vacanță în țara noastră aproximativ 3.000 de lei. Pentru un an în altă țară, bugetul este de două ori mai mare. Numărul 1 pe bucket list sunt vacanțele. Și atunci, da, faci eforturi ca să mergi acolo unde îți dorești neapărat să mergi. Prețurile mari pentru vacanțe i-a făcut pe român să renunțe la sejururile de 7 zile în detrimentul city break-urilor de 2-3 nopți, mai arată studiile. Primele căpșune de la agricultorii români au fost scoase la vânzare. Deși s-a dat deja startul sezonului, vremea nu prea a ținut cu fermierii care au fost nevoiți să facă eforturi suplimentare pentru a-și încălzi solariile. Căpșunele aromate pleacă de la producători cu aproximativ 25-30 de lei, dar în piețe se vând și cu 50 de lei. La o aruncătură de băți de București, în localitatea Bâldana, din județul Dâmbovița, e zarvă mare în solariile agricultorilor. Aceștia s-au apucat deja de cules primele căpșuni din anul acesta, numai bune de scos și la vânzare. Iulian cultivă un soi din Spania, aclimatizat în țara noastră, dar recunoaște că vremea nu l-a ajutat. Am avut două culesuri până acum, cantități mici, încă e la început și vremea nu ne-a ajutat. La solare avem undeva la 4.500 de metri pătrați
și afară 2 hectare. Până se vor coace și cele de afară, mai durează aproximativ o lună, dar primele căpșuni din solarii își așteaptă deja cumpărătorii. Cei mai mulți producători sunt nevoiți să le vândă tocmai în București, pentru a-și scoate măcar investiția. Căpșunile pleacă de la ei la un preț mai scăzut decât se așteptau, pentru că e o concurență mare din import pe piață. La ora actuală am pornit cu un prețul de 25 de lei angro și ce am mai reușit să vindem noi, 3,5-40. O mare parte din clienți nu se uită la raportul de calitate, se uită la raportul prețului. Puțin mai departe, un alt producător ne arată căpșunile gata coapte și pregătite de vânzare. Povestește însă că a trecut prin aceleași probleme legate de vremea rea și a fost nevoit să investească în propria cultură mai mult decât se aștepta. A fost ger, am avut probleme cu ele, ne-am chinuit, le-am învelit cu agril, am băgat și tundă căldură pentru a mai proteja, am avut și oarecare pierderi datorită frigului, nu ne așteptam să fie atât de frig la jumatea lui aprilie. De aici, kilogramul de căpșuni pleacă cu un preț de 35 de lei. Răsadul e scump, forța de muncă e foarte scumpă, nu se mai găsește, nu găsim oameni să ne ajute la muncă, ne bazăm doar pe membrii familiei. Sperăm să reușim să vindem o parte la poartă, alta o să dăm la angro. Odată ajunse în piețe și prețul mai crește. Ajung chiar și la 50 de lei pe kilogram. Scumpe, dar am luat de gust. Deci nu am doar de gust, că nu ne permitem un kilogram. Altfel nu. Am luat aici un pic așa de gust, o jumătate de kilogram. Dar știți, cine cere, cere. Cine dă, dă. Clienții din piețe spun că prețurile sunt mai mari cu cel puțin 5 lei față de anul trecut. Tocmai din acest motiv, mulți cumpărători preferă să ia marfa direct de la producători. Ca să nu mai trăiască de pe o zi pe alta, tot mai mulți români și-au un al doilea job. Datele recente arată că cererea pentru locurile de muncă part-time a crescut simțitor în ultima perioadă. Cele mai multe angajări se fac în domeniul Horeca, unde programul este flexibil și se poate lucra în weekend. Pe Leo Gârs l-am întâlnit într-un salon din Oradea, unde lucrează în timpul liber, pentru că de la începutul anului cheltuielile cu întreținerea apartamentului și a mașinii aproape că s-au dublat, a fost nevoit să-și mai ia un job, așa că a făcut un curs de frizerie. Tot așa ca data trecută, scurt pe lateral și de sus mai puțin. La bază, Leo este șef de sală într-un restaurant din Bihor. Lucrează de 16 ani în domeniul Horeca, iar amabilitatea l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți ospătari. Deși recunoaște că nu este deloc ușor să se împartă între două locuri de muncă, banii obținuți îl motivează suficient. E obositor, într-adevăr, dar când faci ceea ce îți place, nu mai simți oboseală. Câștigurile s-au dublat, într-adevăr, câștig mult mai bine acum și e ok. E un avantaj faptul că pot să-mi programez cum doresc eu, adică nu depinde nimeni, vin când vreau eu la salon. Ca ospătar câștigă până la 6.000 de lei pe lună, iar jobul de frizer îi duce veniturile spre 8.000 de lei. Mă tunde foarte repede, ceea ce acum sunt pe grabă și m-am înțeles și sunt foarte mulțumit. Ca Leo sunt și alți români. Statisticile arată că în primele luni ale anului a crescut cu 50% numărul celor care își caută un al doilea job. Pentru mai mulți bani, evident. Plata cheltuielilor, facturi? Da, toate. Copil mic, întreținere. Și la ce domenii v-ați gândit? Unde ați vrea să lucrați ca și part-time? Eu beauty lucrez și tot asta aș fi vrut să fac. Momentan lucrez în timpul săptămânii de luni până vineri, lucrez coptoare, doar că banii nu sunt suficienți și atunci mi-am mai găsit un job part-time la sfârșit de săptămână. Lucrez de sâmbătă până duminică. Ce anume? Cântăresc bisericesc. La începutul anului, salariul mediu net a ajuns la 4.270 de lei, cu 14,8% mai mult față de anul trecut, însă majorarea este anulată de inflație. Dintre domeniile care oferă locuri de muncă part-time, cele mai ofertante sunt în Horeca, vânzări și industria alimentară. Paștele a trecut, dar pentru cei care nu și-au permis masa îmbelșugată de sărbătoare, există o a doua șansă. Pe rafturile magazinelor, produsele tradiționale sunt vândute la reduceri. Ouăle roșii, drobul de miel și cozonacul costă acum cu 30% mai puțin. Nu au dată de expirare? Cu 5 lei mai puțin față de săptămâna trecută costă acum în magazine ouăle de paște vopsite. Pentru cei care nu și le-au permis atunci, este o ocazie. Ca să simtă chiar și cu întârziere că sărbătoresc Paștele, oamenii au găsit la reducere și iepuraș de ciocolată sau drob mai ieftine cu 30%. Păi bine, întâi mai domnișoară și mai facem o dată Paștele. Chiar m-aș duce acum să-mi iau un cozonac cu care l-am luat cu 50 de lei sau 60 de lei și acum e 20 sau 25, sincer m-aș duce acum. Acum, într-adevăr, ne facem pofta.
ce trebuia să ne facem până în Paște, să cumpărăm. Facem Paștele spre o mare sărăcie. Prețurile mici îi bucură pe cei care au cumpărat cu porția pentru masa de Paște. Am luat din fiecare câte puțin, cât mi-am permis. În fiecare an, după sărbători, rămân în magazine tone de produse nevândute. Acestea nu mai sunt expuse la raft, dar sunt în termen de valabilitate. Pentru a nu fi aruncate, ele sunt donate la Banca pentru Alimente. Așa ceva n-a plecat la timp de la producător. E clar că astăzi și în magazin ce a rămas nu mai poate fi folosit. Și uitați la termen, adică termenul este 18.09.2024. Toate aceste alimente ajung mai apoi la ONG-uri care le distribuie familiilor vulnerabile. La o lună după sărbători, cantitatea pe care noi o colectăm se dublează față de o lună obișnuită din cursul anului. Doar anul trecut, Banca pentru Alimente a colectat peste 2000 de tone de produse care au fost trimise celor în nevoie. O construcție inedită făcută pe Valea Avrigului din Sibiu a devenit un punct de atracție pentru turiști. Este vorba despre o casă realizată cu susul în jos, de la acoperiș până la pivniță. Cei care ajung să o viziteze se bucură de o experiență unică. Casa cu susul în jos de pe Valea Avrigului întoarce privirile oricărui trecător. Construcția inedită pare că sfidează gravitația și se sprijină culmea pe acoperiș. Locuința a fost construită de un sibian după un model inspirat din Germania și are peste 200 de metri pătrați. Detaliile din interior fac și ele diferența. După cum vedeți, micul dejun este deja pus, tocmai ce am luat totul din frigider. Bineînțeles, în casa întoarsă totul este cu susul în jos, chiar provocăm clienții ce vin să ne găsească un produs și credei că este pus normal. Fotoliile, mesele, paturile și dulapurile din casă sunt suspendate, iar obiectele de decor sunt poziționate pe dos. Aici este livingul unde pisicile stau liniștite și, și torc. Se poate vedea și masa cu coșul de fructe, cele 4 scaune. Avem șemineul, evident și acesta este funcțional, și lemnele, desigur, sunt puse invers. Nu-i de mirare că vizitatorii au senzație ciudată când pășesc în interior. Ciudată e și în pant acoperișul ăsta și îți dă senzația ca alumeci. Îmi place, e frumos, e inedit. Bucătăria că e mișto făcută. Turiștii care vin să se plimbe și să se relaxeze aici sunt întâmpinați de o familie de alpaca și câteva capre pitice. Interesant casa și conceptul și locul. Chiar n-am mai văzut. Casa cu susul în jos va fi integrată într-un parc de distracție pentru copii. Cine vine, tot timpul va găsi ceva nou. Din fericire, noi ținem parcul deschis 365 de zile pe an pentru a ne putea adapta și clienților ce nu doresc aglomerația să vină în timpul săptămânii cu familia. Valea Avrigului este în topul destinațiilor preferate de turiștii care vor să se bucure de liniște și aer curat și să plece în drumeții. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine dimineață de la ora 9. O seară frumoasă vă doresc. La revedere! Valorile termice s-au situat în marea lor majoritate în jurul mediilor climatologice ale perioadei. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 14 și 22 de grade. Cerul a fost variabil cu înnorări temporar accentuate, în special în a doua parte a zilei. Au fost averse pe alocuri însoțite și de descărcări electrice în zonele montane și submontane și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, în sudul Banatului, dar și în timpul ploilor. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile au fost sub formă de lapoviță, ninsoare sau măzăriche. Izolat, cantitățile de apă au fost mai însemnate și chiar au existat condiții de grindină. Iar acum să vedem ce s-a întâmplat cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul a fost predominant înnorat, iar local au fost averse. Maximele au ajuns la 18 grade în Târgoviște și doar puțin mai cald în Slobozia, unde au fost 19 grade.
Și în Transilvania am avut parte de vreme înnorată toată ziua și local a plouat. Au fost 14 grade în Brașov și 18 în Alba Iulia. În Moldova, cerul a fost mohorât cu înnorări temporare pe tot parcursul zilei. Temperaturile au ajuns până la 19 grade în Galați și 16 grade în Piatra Neamț, unde au fost și episoade de ploaie. În vestul țării a fost o vreme instabilă și a plouat pe alocuri. Au fost 20 de grade în Oradea și 18 în Reșița. În Oltenia, în termometre, am avut 19 grade în Craiova și tot atâtea în Slatina. Ziua de mâine se anunță mohorâtă cu înnorări accentuate. În Dobrogea, vântul a suflat slab spre moderat, iar cerul a fost înnorat. Valorile termice au ajuns la 16 grade în Constanța și 18 la Tulcea. În capitală, valorile termice au fost apropiate de cele normale specifice datei din calendar. Cerul a fost mai mult senin în prima parte a zilei, dar cu înnorări temporare și condiții reduse de ploaie după amiaza. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a ajuns în jurul valorii de 20 de grade. La noapte, cerul va fi variabil. Temperatura minimă va fi de 4 grade. Mâine ne bucurăm de intervale cu soare, dar vor fi și perioade în care cerul va fi înnorat. Se vor înregistra 22 de grade. La munte, cerul a fost variabil cu înnorări temporar accentuate, în special în a doua parte a zilei, când au fost averse, pe alocuri însoțite și de descărcări electrice. La altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile au fost sub formă de lapoviță, ninsoare sau măzăriche. Izolat, cantitățile de apă au fost mai însemnate și au fost condiții de grindină. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste, dar și în timpul ploilor. Au fost 8 grade în Sinaia și 14 grade la Stâna de Vale.